familie din Jibou și-a abandonat băiețelul de doar două luni și o fetiță de un an și patru luni în fața spitalului județean Baia Mare. Mama domiciliată în Jibou și-a părăsit copiii, iar tatăl care stă la groapa de gunoi din Baia Mare nu a mai putut să-i crească pe cei doi și i-a abandonat. Angajatul firmei de securitate a spitalului a fost cel care a văzut căruciorul cu cei doi copilași și a alertat medicul de gardă al lupu. Micuții au fost duși înăuntru și examinați medical, apoi au fost internați în secția de pediatrie copii. La gâtul unuia dintre copiii medici au găsit un bilețel în care erau scrise toate datele de identificare ale micuților, dar și ale mamei copiilor. Mama este din orașul Jibou și are 30 de ani. Fetița are un an și patru luni și se numește Andreea Roberta Chiş, iar băiețelul de două luni se numește Ramon Chiș. La finalul bilețelului era scris următorul mesaj, vă rog să aveți grijă de ei, Dumnezeu să vă ajute. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Maramureș au fost sesizați despre acest caz și au aflat că micuții au fost abandonați de un bărbat concubinul mamei. Femeia a lăsat copiii în grija bărbatului spunându-i că merge pentru câteva zile din oraș. Cum bărbatul nu s-a descurcat mai ales cu bebelușul, s-a gândit să îi lase în grijă și a unor persoane specializate. Potrivit Violetei Milaș, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pe fir au intrat autoritățile din Sălaj. Mama copiilor, pe numele său Ramona Ancuța, locuiește pe strada Cărămidar din orașul Jibou. Este o persoană cunoscută a autorităților sălăjene, ea ne fiind la primul caz de acest fel. Dacă ni se va confirma că micuții abandonați acum sunt ai femei originale din Jibou, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție protecția copilului din Sălaj îi va prelua și îi va include în sistemul de protecție socială în regim de urgență. În acest moment, noi mai avem doi copii ai femeii. Este vorba despre un băiat care a fost abandonat tot în Baia Mare anul trecut și o fată pe care a abandonat-o la naștere. Noi am încercat în multe rânduri să dăm de mamă, însă aceasta nu a fost de găsit, precizează Violeta Milaș. În cauza, ancheta continuă cu demersurile făcute de către autoritățile pentru găsirea mamei din Jibou. La domiciliul acesteia de pe strada Cărămidar locuiește doar mama acesteia, care nu dorește să spună unde se află fica sa.